facem cu mama? Că e clar că nu mai putem avea încredere în ea. Să ne gândim la un plan, că e pornită să se războiască cu noi. Mine mă nebunește chestia asta cu acțiunile. Trebuie să aflăm neapărat, dar neapărat cui le cedez. Ce? Scuze, Paul, am vorbit. Am încercat, dar n-am reușit. Adela nu vrea să se întoarcă la televiziune. Asta ne interesează pe noi acum? Pe Paul, da. Nu știu ce să zic. Hai, te rog, eu mai încearcă. O convingi tu până la urmă, te rog. Terminați odată cu Adela asta, vă rog frumos. Să ne concentrăm să vedem cum putem să atacăm evaluarea asta psihiatrică pe care și-a făcut-o Marta. Aveți idee cine e nepotul ăsta căruia i-a luat acțiunile? Avea un frate în America. Poate... L-a murit de mult. Păi știu. Dar avea niște copii verde ai noștri și ceva de ei? Nu prea mulți. M-a sunat unul odată. Unul George, că avea, nu știu ce, loc de veci la Belu, mi-a trimis o procură să-l vând și să-i trimit bani undeva la New York. Dar... Să fie George ăsta? Poate. Nu știu, avea câțiva ani mai mult decât mine. Dar copii avea? Nu știu, mă. Trebuie să-i caut adresa. O să-i găsesc adresa și după aia o să te rog să iei tu legătura cu el. Cu ăsta din America. Nu. Orice, dar să nu implice pe Marta. Știi că vreau să plătească pentru moartea părinților mei. Da, Mihai, știu. Măcar o zi de pușcărie. Știi că Mihai poate are dreptate. Pușcăria poate să fie o soluție. Ce zici? Păi, mama... Ce dracu... Trebuie să mă mai gândesc la chestia asta.